Frate, eu spun că să nu pe la un episod canal. Nu mi-am spus de foarte mult timp, este un vlog, m-ar veni o fel de atențiune, vreau să zic. Pentru că este ceva ce este foarte tradițional, am să zic. Vreau să vă zic, să subscriți în secțiunea de comentarii, că, dacă să mă mai las de YouTube sau nu. Nu vreau să mă las, dar în sensul că n-am ce să filmez, dați-mi voi idei și o să filmez. Dar n-am ce să filmez, adică gamingul pe canalul ăsta sau dacă am dus. Asta vreau să spun. Pentru că da, n-am ce să filmez, n-am cum să filmez. Am o aplicație care e tot de filmat și îmi ia spațiul din telefon la cât pot să filmez pe telefon, atât pot să-mi filmez și gamingul. Pe vechi putem să filmez cât vreau, adică și 20 de minute, 20 de minute, 20 de minute, 14 minute, iar aici pot 4, 5, 7 minute. Dar acum nu pot, adică nu știu ce să mai fac. E nașpa. Am zis că sunt multe episoade, dar nu mi se oprea filmarea, pur și simplu, că nu era bun. Și n-am mai ce să fac. Cred că o să mă apuc de vlog sau ceva de genul, pentru că altceva chiar nu am ce să fac. Vlogul va fi pasiunea mea, cred, nu știu. Vreau să-mi zic în secțiunea de comentarii dacă să mă las sau să mă apuc de vlog, pentru că de vlog aș vrea să mă apuc, dar nu de gaming momentan, adică dacă o să găsesc gaming, o să vă spun mai ai timp toată vara încât să vă zic, fiindcă de la septembrie, adică începe școala, adică va fi puțin mai greu să merg lucrurile dimineața, puse dimineața, pentru că, sau să le pun seara, ce de la școală. Pentru că eu trec clasa 5 și la noi în oraș, clasa 5 se face după amiază, iar clase 1-4, clasele primare, cum ar veni, se fac în dimineața, adică dimineața până la 12, iar noi facem, cred că o să facem de la 12 până pe la 5, ceva de genul. Puteți spune și asta în secțiunea de comentarii. Dar vreau să încă vizualizări, pentru că știu că nu a fost un canal atât de activ momentan, adică nu a fost atât de greu, o săptămână, două, sau ceva de genul, nu știu. Și nu am filmat atunci mare lucru și vreau doar acum să vă zic că vreau să filmez challenge-uri, farse, vloguri, indiferent. Dacă să mă apuc de daily vlog, pentru că iarăși vreau să mă apuc de daily vlog, nu e nicio supărare. Da. E doar ce am venit de la un festival, care la noi, la mine în oraș. Și da, am să vă zic asta. Hai că m-am pupat. Vă las decizia de acolo. Scrieți în comentarii dacă vreți să mă apuc de vlog, să mă las de YouTube. Una din ele nu contează. Iar eu o să iau în considerare acele decizii. Vă pup!